Două accidente la niciun metru distanță s-au produs în această după-amiază pe o stradă din sectorul Râșcani al capitalei. Șoferii spun că s-au tamponat din cauza că pe această porțiune de drum se efectuează lucrări de reparație, iar pentru a nu nimeri cu roțile în groapă s-au accidentat. Din cauza accidentelor s-au format și ambuteiaje kilometrice, iar unii șoferi chiar au circulat pe contrasens. Iar la nicio oră distanță, în același sector a mai avut loc un accident în lanț cu implicarea 4 autoturisme. O persoană a avut nevoie de îngrijire medicale. În cele două accidente de pe strada Calea Orheiului din capitală, care s-au produs la niciun metru distanță, au fost implicate 4 mașini. Este vorba despre un taxi care s-a ciocnit cu un microbuz și de un camion care s-a tamponat cu un automobil de marca Opel. Șoferii revoltați spun că totul s-ar fi întâmplat din cauza lucrărilor de reparație a drumului, dar și a găurilor adânci săpate în jurul gurilor de canalizare. Din cauza reparației, trebuie reparate drumurile ca în țările civilizate, seara, noapte. Mergem regulamentar. Șoferul microbuzului a intrat în mine, eu i-am dat semnalizare, nu a reacționat. Și în cauza face reparații la drum în timpul de față. Este greu. E greu de trecut. Și să facem. Din cauza accidentelor pe această porțiune de drum s-au format ambuteiaje imense, iar unii șoferi ieșeau chiar pe contrasens pentru a ocoli zona de accident. În Franța se repară drumurile noaptea sau în zile de weekend când lumea este, adică, acasă se odihnește, dar la noi se face ziua când este ambuteiaj. Nu repară corect drumul. Dar cum trebuie să repare corect? Dacă o strica, trebuie deodată să-l plombeze. Foarte, foarte greu, foarte greu. Nu știu ce să gândești așa cu reparație. Bine? Și în timp ce șoferii sunt revoltați că drumurile sunt reparate ziua, unii angajați de la Exdrupă ne-au spus că este imposibil să se facă lucrările pe timp de noapte. Pe noapte frezează asfaltul. Noapte frezează. E mai complicat și ocupă loc mai mult pe stradă. Și tocmai de atât. Da. Și iarăși uzina, asfaltul, se pregătește ziua, de dimineață până la o oră anumită. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, iar șoferii s-au înțeles pe calea mirabilă fără a solicita poliția. Iar la nicio oră distanță, în același sector, a avut loc un alt accident în lanț cu implicarea 4 autoturisme. Este vorba de un autobuz, un microbuz, o mașină de marca Dacia și o Toyota. Ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia State, a confirmat pentru TV8 că accidentul în lanț a avut loc pe strada Renașterii din capitală, iar un șofer a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ajunși la locul accidentului rutier, angajații poliției au stabilit că sunt implicate 4 unități de transport. Totodată, la fața locului, a fost solicitat și un echipaj medical, fiind acordat îngrijiri medicale șoferului de la automobilul de marca Dacia. Pe acest caz a fost inițiată o anchetă pentru a stabili care dintre șoferi se face vinovată de comiterea accidentului. Potrivit poliției, de ieri dimineață, de la orele 8 până în prezent, în Chișinău au fost înregistrate 75 de accidente rutiere.